Ea este Carmen, colega noastră. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți că a înțeles toată lumea treaba cu drona, cu puștiu, supărări, regăsiri, reparații. Pe înțelesul tuturor. Pe înțelesul tuturor. Cine ți-a făcut videoclipul ăsta? Videoclipul ăsta așa frumos este făcut de Ionuț Trandafir. Trandafilm. De la Trandafilm. Drăguț, 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 drăguț. Ce pact avem noi doi, personal? Ce pact avem noi doi, personal? Ce înțelegere am făcut noi doi ultima oară când ne-am văzut? Habar n-am. Nu trebuie să mă chemi undeva, cândva? A, da! Păi și? Pe 12 decembrie, la majoratul meu. Și orice ați crede, nu sunt cadou. Salut! Salut! Bună. Ce faci pe 12 decembrie? Voi pe bune, deci la 35 de ani încă te invit la petreceri? N-am fost la majorat de la 20 de ani, n-am mai fost la majorat. Pe nu-l chema nimeni, ca să înțelegeți, la niciun majorat. Da. Și venea cu mine cum ar veni. Da. Și nu punea nici la cadou, cum v-am povestit ieri. Da. Pe vremea aia, Reșița, erau... Da, avem un invitat pe care... Erau Trandafiri în centru. Al meu avea mâinile mai aspre și culegea... Nu e așa? Du-te-mă de... Ați crede că un buchet? Nu, un singur Trandafir care se înființa la ușă. Du-te de aici, că am interviu de la... 35 de ani, nu poți să te invizi la majorat. Am vorbit la ultima petrecere cu Carmen. Știu, știu. I-am topit sufletul. I-ai topit tu sufletul? Da. Dani, tu topești o bucată de fier la ce halenă dețineai la ultima petrecere. Du-te de aici, am reușit să mă bag sub pielea ei. Na, uite, acum ești mulțumit că s-au cam picioarele cu baftă. Baftă! Așa sunt ăștia micii. Ți se urcă cu picioarele în pat imediat. După aia intră cu bocanci în viața ta și uite-te la ea. Și acum despre piesă. Și acum despre piesă. Piesa mea frumoasă și care sper să vă placă din tot sufletul este făcută de HaHa Production. Țin să mulțumesc lui Smiley și lui Șerban Cazan. Mulțumesc și lui Ionuț, cel despre care am menționat mai devreme. Vreau să mulțumesc și lui Alex Crăciun și Genoveva Haralambie pentru styling și make-up. Da, te-a făcut drăguță, cam cu matură. Da, matură. Și astăzi. Foarte matură în clip. Dar cum faci? Că până acum ai dat lovitura cu fiecare piesă. Te duci la studio, ți-o cântă cineva și tu zici, asta e. Nu, asta nu e. Cum faci? Cu piesa aceasta a fost ceva foarte special pentru că am intrat în studio și ascultam un ghid tras de altcineva și pur și simplu mi s-a ridicat pielea pe mine și am zis asta e... Părul pe mână. Pielea. M-a emoționat, vezi, cum a jurat cu astea. Păi da, ce să fac? Da, ai făcut 18 ani sau... Nu, păi cum? Deci atunci chiar faci și ții și ziua. Nu, că alții țin ca nunta după 3 ani. Am înțeles. Și eu cu cine o să stau la masă? Cu echipa de la Te Cunosc de undeva. Nu. Mă vedeți astăzi? Să știți că astăzi va fi difuzat la 8. Da. Și sâmbătă. Nu stau cu ea la, nu vreau. Cu Flavia, vrei? Nu. Flavia nu e invitată, sper. Ba, da. Vreau și eu să dansez cu o tinerică, cu ceva, cu... Lasă-mă, pui cu... Stă la masa babetelor. Nu, dar cred că poate cu o tinerică să danseze. Tu m-ai văzut. Am dansat și bachata. Oh. Am văzut. Eu pot, adică duc 18-19 ani. Eu zic să stai cu Adi la masă, să vezi ce dansul faci cu el. Exact. Păi nu vine. Lasă-i, bă. Stai, mă, un pic. Vine taică tu. Da, și bunicii și mătușile. Hai, mă, dar ce majorat e ăsta, nu? Și eu iar stau la masa părinților, nu? Vin, cine, ce invitați mai? De la Te Cunosc, știu pe toți, vreau să cunosc lume nouă. La ha-ha-ha, știu pe toți. Vreau, nu știu, din clasă, de la facultate. Vei cunoaște familia. Vai. Măi, dacă eu știu că pentru un Ferrari pot să fac multe lucruri. Pot să apar și în ziare. Alte lucruri le câștigi ușor Ferrari, că încă nu știi și... Da? E bijuteria lui tata, așa că... Păi da, dar nu știi niciodată bijuteria lui tata. Zi-mi, vin și colegii tăi de la... Bineînțeles, va fi prezenți colegii mei de la toate cele 3 școli la care am fost. A fost și nehotărâtare. Da.
Cum să mă îmbrac? N-am fost la niciun majorat. Vorbesc serios, de 16 ani n-am fost la majorat. Ba, ai fost la un majorat, te-ai îmbrăcat cu tricoul tău cu Bugs Bunny. A fost super. Nu râde, și tata are un tricou cu Bugs Bunny, chiar e de pijama. Tata. Dani. Băi, nu știi niciodată, trebuie să-mi pregătesc ploile că îmbătrânesc. Uite, deja vin stau la masa părinților și Doamne ajută! Da. Deci, felicitări pentru piesă. Piesa se găsește pe net deja? Piesa se găsește pe net pe canalul lui Marius Chină, Spring Media Music. Da? Da. Și pe mine mă găsesc pe Facebook pe Carmen. Da, lasă, dragă, să te caute după 20 de ani. Lasă. Ia n-o căutați pe Carmen, vă rog mult de tot. Să spui dacă trebuie să mă pregătesc special și să știi că accept doar invitația clară, limpede, nu așa. Adică în perioada, dinainte de 12, ca acum ai, în două săptămâni, nu? Da. Unde ținem, acasă sau la... La... Vii, mă întreb dacă mi-aș dori să vin la majorat. Nu așa, nu așa. Vreau să facem lucruri... Personal, personal, da. Și, da. Și cu lista cu invitați și la ce masă stau, că eu nu accept oricum. Dar să mă chemi! Doamne! Doamne, doamne, dar unii îmbătrânesc urât, mă, băiatul! O pupăm pe Carmen, o vedeți și de seară după 8:30, de sigur, la Te Cunosc de Undeva. Face tot felul de roluri interesante.